încă sunt alegeri, mergeți la vot. Sunt un cetățean responsabil al acestei țări. Cât de important este referendumul? Nu știu acum exact cât de important este referendumul în sensul practic. Este foarte important referendumul din punct de vedere moral, înainte de toate. Mai apoi, societatea sau factorii de decizie, ei știu poate mult mai bine cât este de important în realizări practice. Dar din punct de vedere moral, este foarte important. Orice alegere, orice ne este așa cum... Toate sunt spre folosul nostru dacă sunt folosite atunci când ni se dă posibilitatea să spunem fie da, fie nu. Fie pentru unul, fie pentru altul. Dar să ieșim din lâncezeală și să nu mai stăm la birtul satului când vin inundațiile peste noi și să vină Iisus să ne salveze. Cu toții avem acele imagini. Când așteptăm să ne scoată apa din casă cineva, stând noi încă la birtul satului, văzând că să vină cineva să ne salveze. Să ne salveze de noi înșine, de propria noastră lâncezeală socială, morală, relațională. Avem nevoie să fim salvați de multe ori de noi înșine. Să ieșim din lâncezeală, din indiferență, din apatie, noi oricum ieșind din casă în fiecare duminică spre liturghie, trăirea în Dumnezeu ne responsabilizează și civil. Ca să devenim cetățeni ai cerului, trăind ca cetățeni buni aici pe pământ, plătind taxele noastre, pentru ca toți să avem o viață civilă, frumoasă și pacifică în țara noastră și în lumea noastră.